Alături de mine, în această seară, la Minutul 91, Florin Răducioiu, bună seara. Bună seara, Dan. Andrei Fochin, bună seara. Salut. Victorie cu 1-0, victorie așa gâfâind, dar cred că după meciurile europene e important să câștigi indiferent cum o faci. Și cam așa a reușit Craiova, nu, Andrei? Exact. Ceea ce și-a propus Dica seară și n-a reușit, pentru că el în interviu dinaintea meciului exact lucrul ăsta spunea, ne trebuie o victorie indiferent cum să o obținem. Craiova o obține în seara asta, aș spune că o obține meritat, pentru că Botoșaniu nu a contat pe faza ofensivă, nu a avut nici măcar o ocazie importantă de a marca. În schimb, a început foarte temător meciul, mă uitam, prima acțiune de pressing au reușit-o pe minutul 10, primul contraatac abia pe la jumătatea primei reprize și cam la asta a fost tot ce au putut să facă în jumătate adversă. În rest, s-au limitat să aștepte să treacă timpul, să blocheze tot ce era de blocat și să spere într-un 0-0. De partea cealaltă, Universitatea... Ai vedeți, scuză-mă, îl ascultăm chiar pe marcatorul golului, pe Alexandru Crețu. Echipa a Botoșanului bună, au arătat asta și arată și clasamentul. Dar chiar mă bucur că am câștigat în seara asta, meritam după tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Chiar meritam victoria asta și felicit băieții și felicit tot staff-ul că a reușit să ne motiveze și o luăm pas cu pas și ne pregătim pentru următorul meci. Ai simțit că va intra acea minge sau pur și simplu voiați să trageți la poartă? L-am văzut și pe Rădoi împingându-vă, parcă îi venea să intre în teren. Da, oarecum am primit o pasă bună de la Mitre, m-am așezat între linii și am avut timp să șutez și am dat la poartă. Simțeai că e singura opțiune ca să se deblocheze meciul? Am avut situații de a marca. Trebuie să fim un pic mai concentrați pe faza de finalizare și cred eu că în următoarele meciuri vom marca mai repede. Există o oboseală psihică un pic așa după Europa, după, nu știu... Am mințit dacă am zice că nu există. Există oboseală, clar. Am jucat 120 de minute. Majoritatea jucătorilor au fost și în primul 11, astăzi jucători care au jucat 120 de minute. Nu e ușor să faci asta. Încărcătura meciului cu Berșeva a fost incredibilă. Păcat că nu am mers mai departe. Cred că meritam pe deplin. Cum au fost zilele astea pentru voi după ratarea calificării? Nu au fost zile ușoare, dar suntem profesioniști. Clar nu trebuie să stăm mult pe loc și să ne gândim la meciul ce a trecut. Avem multe meciuri în față și o luăm ușor. Câtă nevoie avea Craiova de victoria asta în ceea ce vă propuneți în acest sezon? Clar vă luptați la titlu. Da, clar avem nevoie. Avem nevoie pentru moralul nostru. Trebuie să urcăm în clasament, că nu suntem foarte bine în clasament. Urcăm în clasament și cred că astea 3 puncte, etapa asta a fost pentru noi. Mulțumesc! Pe Crețu, te întrerupsem, Andrei. Da, spuneam că Universitatea a avut foarte puține ocazii în prima repriză. A fost bara lui Bayram, au fost 3 ocazii cu totul, dar 2 dintre ele venite din greșeli mari ale adversarului. Adică odată a pasat Dican pentru Bayram la bară, odată a pasat Pap la cealaltă ocazie. Am avut senzația că primul 11... nu prea era ce trebuie să fie pentru un astfel de meci. Vorbim și de componență, vorbim și de poziționare. De-abia din minutul 67 Craiova a venit cu 2 atacanți, pentru că acest sistem cu 3 fundași centrali e un sistem bun ofensiv dacă ai în față 3 atacanți adevărați, nu proveniți din mijlocaș. Ei bine, lucrul ăsta a început să se întâmple de prin minutul 67 abia. Ascultăm și pe Boric câteva declarații, stopărul celor de la Botoșani. Se pare că a făcut o ofertă pentru tine deja, FCSB-ul și-a anunțat și ea intenția că te-ar dori. Nu știu, cum e pentru tine? Eu sunt la Botoșani, am simțit ceva, dar acum sunt la Botoșani și avem meci joi cu Argeș. Asta e cel mai important acum. Te poți, nu știu, ți-a zburat în aceste momente totuși mintea că ai putea pleca, că ar putea veni ceva, la CFR ai mai fost ok, te știu oamenii de acolo, se pare că te vor înapoi. Asta e rumor. Acum sunt la Botoșani, am avut nimic,
nicio ofertă, nimic. Sunt la Botoșani și mercol, joi avem meci și vedem. Da. Ți-ai dorit să lucrezi din nou cu Dan Petrescu? Poftim? Dacă ți-ai dorit din nou să lucrezi cu Dan Petrescu? Nu am oferta de la CFR. Nu am avut oferta de la CFR. Sau... Ok. Dar... Bun, spune-ne apropo de meciul de azi, cât de frustrant a fost acel minut 94 în care ați primit golul și cât e de greu să pierzi o astfel de partidă în ultimul minut. Craiova e echipa foarte bună, dar avem multe de lucru pentru să se face egal cu el. Dar învățăm și joi castigăm cu Argeș și mergem înainte. Știi că Argeșul... Pentru Argeș, câțiva dintre colegii tăi au de luat o revanșă pentru sezonul trecut, pentru că Argeșul a mers în play-off, voi, Botoșaniu, a rămas în afară. Crezi că va fi o altă dăruire? Are multe meci înainte de play-off, știi? Asta e un meci și după avem alte meci cu Petrolul Ploiești și vedem după. Avem timp până la play-off. Îți mulțumim. Facere. Fie n-a vrut să vorbesc, fie chiar nu este nicio ofertă pentru el în momentul ăsta de la CFR sau FCSB. Spune-mi dacă ți se pare că acest scor 1-0 pentru Craiova că e corect sau e incorrect acest ajutor? Da, este corect. N-am decât să fiu de acord cu Andrei. Într-adevăr, a făcut o analiză perfectă, după părerea mea. Nu poți păcăli la infinit fotbalul. O echipă care s-a preocupat îndeosebi să se apere, să închidă orice spațiu. Într-adevăr, n-a contat, nu mi-aduc aminte, dacă au avut ocazie clară de gol, în schimb, o echipă a Craiovei care a încercat în orice moment să-și creeze faze de gol, nu a reușit, un pic din imprecizia atacanților, un pic prin aceste, au fost două, trei ocazii incredibile, blocate chiar de apărătorii de la Botoșani. Până la urmă, meritată victorie, într-adevăr, în ultimele minute, două minute, iată de acest Crețu care este inspirat, trage acest șut foarte frumos, meritată victoria, aveau nevoie într-adevăr pentru a câștiga acest meci după dezamăgirea suporterilor și tot clubului în general de necalificarea în Conference League. Deci meci practic care, repet, s-a complicat un pic pentru Craiova, mă bucur că au câștigat, ar fi trebuit să câștige 2-3-0 fără probleme. Dar, repet, imprecizia celor de la Craiova a făcut să nu se întâmple asta. Mă bucur pentru Craiova. Craiova este o echipă totuși bună, are un fotbal, joacă și un fotbal chiar bun, frumos, are acest spirit ofensiv, antrenorul știți foarte, îl cunoaștem destul de bine, dorește să câștige meciul, orice meci. Ascultăm pe Tejă, scuză-mă. Da, te rog. Mihai Tejă. Știi, noi, de data asta s-a întâmplat să pierdem în prelungiri. Asta e situația. Capul sus, avem un meci, ne așteaptă un meci greu cu cei de la FC Argeș. Avem un drum lung de făcut spre casă și trebuie să ne revenim foarte bine și din punct de vedere psihic și din punct de vedere fizic. Deci asta e cel mai important. Un pic joi jucăm cu FC Argeș, după care duminică cu Petrolul. A fost o săptămână grea cu deplasarea aceasta pentru noi. Și asta e, trebuie să ne revenim foarte repede. Părea în prima repriză că le puteți ține piept cu brio celor de la Craiova. S-a depus mult efort, în repriza a doua însă parcă un pic liniile mai jos decât ar fi trebuit, nu știu, până au reușit să împingă jocul. Când joci cu echipe ca Universitatea Craiova, FCSB, CFR, trebuie să ții mai mult de minge. Trebuia să ținem un pic mai mult de minge, așa cum am făcut în prima repriză, cu mai multă personalitate. N-am reușit, într-adevăr că și ei au pus mai multă presiune, dar normal trebuia să ținem mai mult de minge, să plimbăm mai mult mingea, să ai mingea. Când nu ai mingea, alergi și atunci este și risipă de energie. Dar, într-adevăr, ce a spus, trebuia mai mult să ținem de minge și să facem, să avem mai multă posesie, să încercăm să avem mai multe atacuri poziționale. Cred că aici un pic am pierdut. Dar s-a fost și de nivel fizic, pentru că s-a depus mult efort. Chiar mă uitam în prima repriză, era un du-te vino continuu la voi, da, în echipă, da, și probabil da, că, da. Nu știu. Da, a fost efort, vă dați seama. Până la urmă, intensitatea a fost un meci bun, intens. Eu cred că am jucat cu echipă foarte bună. Au jucat în Europa League și au făcut-o foarte bine, pentru în Conference League și au făcut-o foarte bine pentru calificări. Până la urmă, asta e.
Eu vreau să-mi felicit băieții pentru că au alergat, au încercat mai mult, au vrut mai mult. Atât s-a putut astăzi, aveam câteva secunde și plecam cu un punct. Ne vroiam 3 puncte, dar așa a fost să fie. A reușit Craiova să închidă bine spațiile, pentru că în prima repriză echipa dumneavoastră nu a avut niciun șut pe poartă. Nu știu dacă a reușit să închidă spațiile foarte bine. Eu cred că am încercat, am avut posesia, într-adevăr n-am reușit să ajungem să finalizăm, dar na, a fost un meci bun, zic eu, din punctul meu de vedere, și v-am spus, intens, până la urmă au câștigat ei, asta este viața. Erați una dintre echipele care nu pierduseți până acum, spuneți-ne cum se va gestiona situația, pentru că e important la o echipă. Ca și în viață, trebuie să tot timpul apare și un eșec, apare și o înfrângere, trebuie să te ridici, să mergi mai departe, să fii încrezător, să continuăm cu tot ceea ce le-am cerut la antrenament și tot ceea ce facem la antrenament și nu avem timp să ne plângem, urmează alt meci, trebuie să câștigăm meciul de acasă, e important și asta e viața. Până la urmă trebuie să apară și astfel de lucruri, mai apare și o înfrângere, învățăm din asta, cu siguranță am greșit, ce a spus dumneavoastră și ați observat, n-am mai avut probabil posesia, poate altă dată trebuie să lucrăm mai mult pentru chestia asta și că atunci când jucăm cu echipele mari să avem mai multă personalitate, deci sunt lucruri de îmbunătățit tot timpul și până la urmă înveți din tot. S-a tot vorbit de o plecare a lui Boli, în ce măsură ar destabiliza defensiva plecarea lui? Nu știu, Boli e un jucător foarte bun, ați văzut și astăzi, a făcut un meci extraordinar, e un jucător cu experiență, ne-ar ajuta foarte mult și de aceea l-am și luat, știam ce fel de jucător e. A făcut performanță în România și chiar și în străinătate, a jucat în străinătate, deci este dacă am pierde un jucător, vă dați seama, este un jucător foarte bun, dar eu cred că rămâne până la urmă. Mulțumim. Mersi mult. Da, l-am ascultat pe Teja, bine, spune că Botoșan a reușit un meci bun, acum fiecare vede meciul lui, că mi se întâmplă des să vedem antrenori care văd cu totul altceva față de ceea ce vedem noi aici în studio. Avem o fază de arbitraj, suntem la așteptarea lui Rădoi și o să comentăm câteva imagini și cu Rădoi, dar până la Rădoi există o fază, din păcate relurile nu ne ajută foarte mult, în prima repriză, un duel între Sila și Vână, acesta este momentul, minutul 13, Sila se alege cu cartonaș galben după ce Bârsan se duce să vadă urmările. Acum singurul moment sau singura reluare, că nici pe cadrul ăsta general nu ne putem da seama dacă e mai mult de galben sau dacă e și galben, nu pare. Andrei, cum se pare? E foarte greu de dat un verdict după o astfel de reluare. Dacă era, eu știu, capul lui Vână mai sus și vedeam o mișcare a brațului lui Boli laterală. Am fi zis că e roșu. Așa, Boli într-adevăr sare peste adversar, probabil că îl lovește și produce acea... A venit și Mirel Rădoi între timp la interviu. Și nu am reușit să penetrăm foarte bine liniile lor și mai ales apărarea. A trebuit oarecum să încercăm să avem o posesie în care să încercăm oarecum să ducem mingea către margine, să creăm o superioritate 2 contra 1 acolo. Nu am reușit de foarte multe ori lucrul ăsta pentru că am avut o posesie destul de lentă. După aceea, final de joc, m-am gândit că putem să o facem doar cu șuturi de la distanță sau centrări sau respectiv faze fixe și am încercat oarecum să aducem prin schimbări jucătorii cu talie mai înaltă pentru că încercam oarecum să marcăm golul victoriei. L-am spus și azi la ședință că victoria poate veni și în minutul 95 și că va trebui să suferim pentru cele 3 puncte astăzi. După aceea, spre finalul partidului, într-adevăr, am avut și o reacție, îmi cer scuze pentru asta. Eu nu am nimic cu strategia fiecărei echipe, doar că fragmentarea asta a jocului de la început până la sfârșit, timpul efectiv de joc e foarte scăzut. Și nu am nimic cu fiecare antrenor în parte, Doamne ferește de mine gândul ăsta, pentru că și eu probabil dacă o să am avantaj și eu o să încerc să-mi conserv avantajul. Doar că am avut o chestie vis-a-vis de arbitri, de asta îmi cer scuze față de ei. Da, ar trebui să lase sau să ne obișnuiască o dată și noi dacă suntem în aceeași situație undeva și tragem de timp, nu știu, să ne dea 10, 11, 12 minute ca să ne liniștească.
că altfel nu ne învățăm minte. Probabil că și noi o să facem la fel și în Europa lucrurile astea nu se întâmplă. Asta, de asta a fost reacția mea. De ce ai primit galbenul? Pentru faptul că ai aruncat recusul? Da, am aruncat recusul și mi-a zis că e un gest nesportiv și pentru asta merit galben. Mi-accept pentru că a fost o prostie, să spun așa, din partea mea. Îmi cer scuze și față de ei de reacția avută, doar că aș fi vrut să jocul să deruleze mult mai repede, chiar și la schimbări, că în orice fragmentare să nu dureze atât de mult. Asta a fost singurul rez. Nu am cum să judec strategia nimănui, pentru că v-am spus. Și noi, probabil, dacă vom avea avantaj, și noi vom încerca să ne apărăm. Pe seama cărei explicații să punem pasele, multiplele pase înornate din prima repriză? Cred că oboseala și așa cum am spus și înainte de meci, din punct de vedere mental era clar că suntem afectați. Adică oricât am fi încercat să discutăm cu ei, oricât ar fi încercat ei să se motiveze, era clar că rămâne ceva în urmă de la acel eveniment. Și eu cred că din punctul de vedere acolo s-a greșit, cu aceea posesia lentă, au avut timp să se reorganizeze imediat și nu am găsit spații. Dan Nistor, astăzi singurul care a încercat în câteva rânduri să verticalizeze nu arată rău, deși a stat mult. Așa cum am spus și înainte, din punct de vedere fizic, nici la el, nici la vână n-au fost nicio problemă, pentru că ei s-au antrenat, chiar dacă n-au fost... De vână și aici vreau să te întreb. N-au fost la prima echipă o perioadă de 10 zile, maxim 2 săptămâni până am venit noi și din punctul de vedere chiar s-au antrenat. Într-adevăr, Dan are calitatea asta, de asta am și încercat oarecum să începem în acel 3-4-3, dar pe faza de construcție, practic, stăteam... trei fundași centrali, stăteam puțin cu Screciu mai jos, cu Nistor mai puțin mai sus, tocmai pentru a încerca să le liberăm întâlnii să paseze. Din păcate, n-am avut în prima repriză, am încercat să creăm o superioritate cu venirea lui Bayram și a lui Nistor, să facem o superioritate 2 contra 1, să-l prindem pe Ivanov singur. Nu am putut să facem asta pentru că posesia noastră a fost foarte, foarte lentă. Cred că acolo era cheia jocului și acolo am încercat să găsim spații, cel puțin ceea ce am văzut pe analiza lor. Din nou persistă problema lipsei concentrării în fața porții, acolo foarte multe ocazii și astăzi peste 20. Dar să știți că cel puțin 6-7 situații au fost întâmplătoare. Adică demarcările care trebuia să fie nu au fost și de asta a apărut că suntem în întârziere sau că nu ajungem la finalizare pentru că demarcările au fost greșite. Jovan Marković, un fotbalist de la care se așteaptă mult, nu explodează, nu are... Noi punem un fitil. Da, nu... Eu îl știu pentru că eu l-am adus, prima oară la echipa națională și eu am mare încredere în el. E un alt tip de atacant față ceea ce avem noi în lot. Nu este nici pe departe profilul lui Colici, lui Riva sau Andrei Ivan. Din punctul ăsta de vedere, noi va trebui să încercăm în momentul în care jucăm cu el să aducem foarte mulți oameni aproape de el. E un jucător combinativ, un jucător care îi place și în careu ca și ea să dribleze, nu neapărat să finalizeze. Calitate, da, cu mingea, da. Pare situațiile astea greoi, dar să ne uităm pentru că astăzi s-a bătut de unul singur cu trei fundași centrali. Pentru că noi am coborât foarte mult între linii pe Bayram și Vână și în foarte multe situații a fost unul între cei trei singuri. Și mereu, în permanență, cei de la Botoșani aveau dublaj la nivelul fundașului central și atunci nici el n-a reușit să iasă în evidență. De asta spun, în momentul în care jucăm cu el, noi trebuie să urcăm liniile mai sus, mijlocași și să fie mult mai aproape de el. Un jucător combinativ, un jucător care are finalizare, dar trebuie să-i aducem foarte multe mici. Dar ce vi se pare că lipsește în momentul de față pentru a fi măcar jucătorul pe care l-ați adus dumneavoastră la Național? Cred că puțină potență aerobă. Din punctul ăsta de vedere, lucrăm și lucrează, trage de el, pentru că ei fac risipă de energie. Au efort, au cifre bune, doar că cifrele astea, așa cum am discutat cu ei, pe noi deocamdată nu ne încântă. Nu mă interesează ca un atacant să-mi alerge 10.500 de metri, pe mine mă interesează să alerge 8.500 de metri și să alergem spațiile pe care noi le stabilim înainte de meci, pe care le pregătim la antrenamente. Din punctul de vedere și echipa în continuare face undeva o medie de vreo 10-11 km la nivel de echipă, risipă de efort inutilă. Dar mă bucur că până la urmă au dorința asta. Dar trebuie să învățăm zonele exact când să accelerăm, când să frânăm, când să temporizăm. Spuneți-ne că am încercat la început, poate ne iese la final cu transferurile. Ce își mai dorește Mirel Rădoi la echipă? Ce se mai poate aduce în acest final de campanie de transferuri? N-aș vrea să spun posturile, pentru că asta ar însemna cei care joacă în acele poziții la meciurile următoare să fie relaxați. Și din punctul ăsta de vedere... Sau să-i țineți în priză? Nu știu dacă am putea să-i ținem în priză. Sunt de... ani mulți în România și știu cam ce se petrece la noi. Am fost și jucători
și știu oarecum cum abordăm situațiile astea. Deci, din punctul ăsta de vedere, căutăm câțiva jucători, nu pot să vă spun pozițiile, dar urmează ne trebuie la nivel... Brazilian? Cum? Urmează un mijlocaș brazilian? Nu știu, vedem ce profil de jucător noi am stabilit deja, nu vreau să o facem public, vrem acolo, vrem pe X, pe Y, noi la nivel de conducere... Bun, poți să ne spui măcar câți ar fi în vederile tale? În momentul de față vorbim de 2, maxim 3 jucători. Perfect. La nivel de lot. Spune-ne și cum s-a descurcat Mitrea la primul meci. Foarte, foarte bine, din punctul meu de vedere, și el și ceilalți, foarte bine. Are un serviciu bun, are talie, câștigă duelurile, atât pe el cât și pe ceilalți sunt foarte puternici și ajutăm prin sistemul ăsta cu 3, dacă nu au viteză, să avem un jucător în plus acolo în zona aia. Schimbare de direcție foarte bună, personalitate, deci din punctul ăsta de vedere, pentru noi un mare câștig și cred că o mare pierdere pentru Sepsi, că până la urmă le-am luat capitanul de echipă, le-am luat liderul, deci din punctul ăsta de vedere, oarecum a slăbit o echipă care e contracandidată cu noi la play-off. Poate fi un avantaj pentru Craiova faptul că CFR și în lupta pentru titlu, faptul că CFR și FCSB se luptă pe două planuri? Poate, dar nu va fi un avantaj mare. De ce? Pentru că ambele echipe deja au loturi de două echipe jumătate, nu două echipe sau o echipă jumătate. Deci, din punctul de vedere, există un avantaj mic, pentru că au un lot destul de valoric și numeros. Mulțumim. Mulțumim și eu. Da, interesant dialogul cu Rădoi. Câteva chestiuni. Nu e primul antrenor care vorbește despre adversar. Și dacă vi se pare în regulă chestiunea asta, pentru că el a și spus că nu e în regulă să vorbească de adversar, dar reacția lui pe bancă a fost determinată de adversar și a și spus chestiunea asta la flash. Trebuie să te intereseze sau trebuie să spui cum joacă adversarul, că a fragmentat jocul, că nu e ok, că trebuie să dea 11 minute de prelungire și așa mai departe? Da, se întâmplă. Sunt lucruri care fiecare se poate întâmpla. Da, n-ar fi normal... Ar trebui să-ți vezi de, iată, un gest chiar nu foarte frumos în sfârșit. Ar trebui să-ți vezi într-adevăr de strategia echipei tale, să te focusezi pe ceea ce face echipa ta. Dar se întâmplă, am mai văzut și în Occident, antrenori care protestează pentru asemenea lucruri, echipa adversă, deci fragmentează. Se întâmplă, sunt lucruri normale, după părerea mea, în fotbal. Dar, repet, sunt antrenori care fac asta, sunt antrenori care nu fac. Și despre gest? Gestul nu e frumos. Sincer, nu este frumos. Andrei lucrează la federație. Eu în federație, mie nu-mi plac lucrurile astea. Înțeleg că trebuie să trăiești momente de maximă intensitate, ești frustrat, în sfârșit era 0-0. Înțeleg emoțiile acestea, dar nu înțeleg gestul ăsta urât. De a arunca, poți să arunci o sticlă, altceva, dar nu chiar naibie cu sonul acela sau ce este, cum îi zice. E un sonul pe care zic că ești antrenor principal. Ești antrenor principal, da. Deci că practic îmi arunc meseria așa, nu-mi place. Nu știu cum să zic. Nu-mi place să-l văd pe Rădoi să facă acest destul un pic urât. Cam repede, așa câte meciuri au trecut de când a preluat echipa asta, ca să ne dăm seama la ce presiune sunt supuși antrenorii, nu? Da. Acum sunt... momente pe care poți să le înțelegi. Cam alergat după ei cu sonul la mult timp și a găsit exact. Asta spune. Bravo. Îl arunci așa? Ar trebui să ai mai multă grijă de el. Dar pe de altă parte, mie nu mi s-a părut că s-a luat de adversar așa cum s-au luat alții antrenori. Nu, dar cei care au jucat cu Petrolul. De rapid, fapt, da. Nu numai și Craiova. De Petrolul, da. Așa, da. Deci cei doi antrenori care au jucat cu Petrolul. Nu, de ce? Pentru că el a spus lucrul ăsta, după care a spus că eu m-am legat de arbitru. Pentru că a permis așa ceva. Asta a fost reacția lui. Nu e normală, dar pe de altă parte, eu sunt de acord cu el, nu ca gest sau ca protestat. Sunt de acord cu el că timpul efectiv de joc în România este cu peste 10% mai mic decât timpul efectiv de joc în campionatele pe care vrem să le batem în cupe europene sau pe la echipa națională. Și aici cred că și arbitrii ar putea să le ajute. Cred că e complicat să lase jocul mai liber, spui tu. Că altfel nu prea văd cum. Nu neapărat să lase jocul mai liber. Sunt atâtea momente în care jucătorii se fac că sunt accidentați, încât ai două variante. Ori să ignori, dar aici poți să spui, doamne, poate chiar e unul accidentat și pățește, doamne ferește, ceva. Ori, pentru fiecare întrerupere de cărcel, anticărcel și așa mai departe, să contorizeze acele minute și da, să ajungi, așa cum spunea și Rădoi mai devreme, la 10, la 12 minute.
pentru a se învăța minte cu chestiunile astea. Da, sunt de acord aici, numai că oricum în minutele de când arăți minutele de prelungiri se joacă foarte puțin fotbal, că atunci tentația este uriașă din partea echipei care e avantajată să tragă de timp, să mai facă o schimbare. Da, adică... uite ce s-a întâmplat astăzi, s-au dat 5 minute de prelungire, s-a tras de timp, s-a marcat un gol, s-a tras de timp și meciul a durat până minutul 7 și ceva, adică 8. Așa și este. A făcut foarte bine Bârsan pentru că a lăsat. Dar dacă sunt momente de genul pe care le vedem cu toții, sunt penibile, comentatorii le punctează de fiecare dată. Emil l-am auzit de nenumărate ori spunând, a, e cârcel de echipă care e în avantaj. Nu se poate să o ducem așa la nesfârșit, pentru că fotbalul românesc a și suferit foarte mult din punctul ăsta de vedere. Nu doar că nu rezistăm fizic în dueluri, asta e clar. Că nu suntem obișnuiți, dacă noi jucăm 10-11% minute mai puțin, e clar. Dar unde a suferit? Amintiți-vă de meciul Stelei cu Napoli. Cu tragerile alea de timp, așa, și a venit arbitru ăla, shame on you, nu mai ținte cum îl chema, da. Așa, și a dat 107 minute, a ținut peste sau nu știu cât. De ce? Pentru că până la urmă, ca să fim corecți, echipa noastră, în momentul când era în avantaj, trăsese atât de mult de timp încât enervase până și pe arbitru. Da, asta e o soluție bună, cu minute suplimentare, chiar un pic exagerate. Adică și dacă joci 2-3 minute, nu mi s-ar părea o problemă la ce fotbal se joacă în România și timpul efectiv de joc, să dai cumva 2-3 minute în plus, să penalizezi echipa care trage de timp. Da. A vorbit și despre Marković, pentru că a fost întrebat ce îi lipsește lui Marković și vreau să vedem câteva imagini cu Marković. Un jucător pe care Craiova, fotbalul românesc, îl tot așteaptă. În primul rând, fizic. Vă place cum arată? Florin, că ai fost fotbalist. Nu, nu-mi place cum arată. Mi se pare un pic, cum să spun eu, câteva chile în plus. Nu arată fotbalist, să zic așa, de un atacant. Bine, asta e fizicul lui, dar mi se pare că are ceva chile în plus și cred că i-ar trebui, într-adevăr, niște antrenamente suplimentare. În sensul antrenorului a spus că îi lipsește condiția fizică. Deci, așa văzându-l, nu-mi place cum arată. Deci, nu e așa... Nu văd, nu știu, acel fizic mai... Încă tu ai dreptate, mai ales că intră Ivan, parcă nu în locul lui. Și putem face comparația. Putem face o comparație. Adică, cum arată Ivan, iată-l. Și cum arată Marković la schimbarea asta, că este formidabilă. Adică, dacă l-ai vedea pe Marković, ai spune că e meci de la de All Boys, nu te-ai mirat. Adică nu ai spune, uite, ești jucător activ. Nu. Da, nu-i zice. Dar el are un avantaj la Craiova, mare de tot. Croiala tricourilor. Pentru că la Craiova tricourile sunt regular fit. La echipa națională, din păcate pentru unii jucători, sunt slim fit. Și acolo vezi și diferențele. Adică el nu poate să înțeleagă și știu că oamenii din club se chinuie de ani buni, de zile și fac tot felul de artificii, inclusiv au ajuns la sistem de premiere pentru kilograme date jos și așa mai departe. El nu poate înțelege că nu poți să faci fotbal de performanță arătând așa. Niciodată. Dar nici măcar ochiometric nu te poate lua cineva în serios. Eu am asistat la un meci al echipei naționale, când venise în tribună un scouter din Germania și echipele erau la încălzire și au vrut să identifice un jucător. Și m-au întrebat pe mine care este jucătorul pe care ei vreau să-l identifice. Și în momentul în care l-a văzut, era în training la încălzire, și în momentul în care a văzut acel jucător, a spus, nu, eu te-am întrebat de jucător, nu de membru al staff-ului. Ufa, și am spus, e membru al staff-ului. Zice, nu se poate. Și zic, de ce? Pentru că nu e fit. Asta a fost expresia. La noi nu poți să, nici măcar să intri într-o discuție de transfer sau așa ceva, în campionatele astea de care vorbim, omul era din Germania, dacă nu ești fit. Adică dacă nu arăți ca un atlet, traducerea mot-a-mot din engleză a cuvântului sportiv, dacă vrei. Da. Trebuie să arăți în primul rând ca un atlet. Așa e, sunt perfect de acord cu voi și nu pot să-mi explic. Are și o vârstă foarte mică, pentru că el e în continuare mic de vârstă. Să fii fotbalist profesionist, să ai totul la dispoziție ziua de astăzi și să ai kilograme în plus, asta chiar nu poți să înțeleg. Poți să înțeleg să nu joci bine un meci, să nu-ți iasă, să iei un cartonaj roșu, multe lucruri. Dar chestiunea asta, jobul lui Marković este fotbalul, din care poate să facă foarte mulți bani, da? La ce talent are.
Și el de ani de zile e așa. Nu mai spun când era la Clinceni. Asta e marele meu regret, pentru că văd foarte mulți jucători care nu sunt înzestrați de Dumnezeu cu talent, cu atât talent. Și se chinuie săraci. Da. Se muncesc, se așa, da. Când îi vezi, mai dau o pasă cu apărătoarea, mai dai, ei vor săraci. E, în momentul în care ai un asemenea talent, pentru că el este înzestrat cu talent, el și fizic este un jucător puternic. Adică el, dacă ar fi fit, ar fi bombă. Da. Asta e și impresia, într-adevăr. Nu mai zic de calitatea tehnică pe care o are. Se descurcă pe spații mici, dă adversarii la o parte. Pentru că nici nu poți să reușești cu asemenea fizic. Uite că nu știu dacă cred că toată lumea din jurul lui își dorește mai mult decât el ca el să ajungă fotbalist. Ai avut atâția coechipieri pe la echipele pe care ai jucat de nivel înalt, de top. A fost vreunul de care să-ți aduce aminte că avea kilograme în plus, avea problema asta și să fi fost la un nivel deosebit? Nu, Dane, nu. Asta nu. Absolut nu. Acum, făcând așa o rapidă memoria mea, să încerc să-mi aduc aminte repede. Nu am avut jucători, într-adevăr, care au avut asemenea probleme. Încerc să înțeleg, deci, fizicul care, asemănător un pic al lui Aguero, dacă nu greșesc, așa micuț, dar, apropo că m-am uitat ieri, mi se pare, a fost un reportaj foarte interesant de Aguero. Exact, cu golul ăla din 94. Și încerc să-l, oarecum, dar Aguero era de o rapiditate și, într-adevăr, era un pic micuț așa, dar tot bine, în punere fizic, bine dotat, bine înzestrat, dar se vedea că avea vân, avea acea rapiditate. Deci încerc să fac așa o comparație. Da, asta vara așa, Higuain a venit într-un moment, dacă nu mă înșel, după o pauză de vară, mai cum arată Marković acum. Deci, dar după pregătire a dat jos și a fost ok, pentru că totuși să fii după două luni aproape de la startul sezonului și să arăți așa. Ok, cei de la Craiova înțeleg că spun că el e în kilograme, dacă e în kilograme e ok, dar mă întreb dacă Marković e în kilograme, cum e Ivan? Că Ivan a trebuit pus la îngrășat. Am avut la echipa națională un caz de genul ăsta acum 30 ceva de ani. Era vorba de Marcel Coraș. Da, Marcel Coraș era un jucător puternic, chiar avea perioade în care lua în greutate. Doar că la momentele importante știa ce să facă, era ca un boxer care intra în categorie. Care intra în categorie și atât de bine a intrat în categorie că la Euro 84 a fost printre primii trei jucători ai echipei. Primul cred că a fost Belloni, fără doar și poate, și el a fost la bătaie acolo, dacă mi amintesc bine, cred că el a dat golul cu Germania la înfrângerea noastră 1-2. A egalat cu Germania el. Era conștient că are surplus de greutate, dar la momentele importante, bine, meciurile erau și mai rare atunci și când se apropia un eveniment, ce făcea și intra în greutate și când intra în greutate era... E bine, că tu n-ai avut problema asta niciodată. Nu, n-am avut. Eu poate în timpul verii, cum ai spus tu, luam un kil jumătate, dar maxim două, pentru că îmi plăcea să mănânc și mi-aduc aminte la Ispania, am avut o mică problemă, am avut 2,5 kg și Camacho m-a certat un pic și am zis, da, mister, mă scuzați, disculpe-mi, nu știu ce, și zic, o să le dau. Și l-am dat jos în 3 săptămâni. Și când ai venit la Dinamo ultima oară. Și când am venit la Dinamo era un pic, da. Da, exact. Era un pic, rotunjel, nu știu cum să zic, un pic grăsuțel, da. Dar, nu avem nimic, evident, cu acest jucător, care e interesant, dar, într-adevăr, nu are nevoie de altceva, pentru, mai ales pentru el, cum ai spus tu, foarte multă lume dorește mai mult ca el să fie un jucător important, să dea gol, decât el. Aici e vorba de preparatul fizic, e vorba de cel care... E mai preocupată lumea din jurul lui decât e el. Da! Cum zicea la un moment dat Neșu a avut o chestiune formidabilă despre Protasov, aia mi s-a părut o caracterizare, a zis, ajunsese Protasov să aibă mai mare încredere în mine decât aveam eu în mine, când intram în tine. Adică, bună. Fabulos, dar n-am auzit jucători care să caracterizeze relația cu antrenorul mai frumos de atât. FCSB Hermannstadt, pas greșit pentru vicecampioană, 2-2 aseară pe arena națională, totuși cu un punct câștigat în minutele de prelungiri, grație golului marcat de Juma. Te întreb, Florin, dacă este de acceptat următorul argument sau alibiul pe care FCSB îl prezintă după acest semieșec, și anume că echipa vine după un meci solicitant și fizic și psihic, meciul retur cu Viking, faptul că s-a pierdut noaptea de după meci pentru că nu s-a găsit charter decât după miezul nopții și echipa a ajuns practic la 6 dimineața, s-a pierdut complet noaptea,
și că toate lucrurile astea au condus la modul în care a arătat FCSB duminică. Sunt argumente care stau în picioare sau din punctul tău de vedere diferența atât de mare încât n-ar trebui să stea în picioare? Pentru o echipă cu mare pretenții ca FCSB n-ar trebui să stea în picioare, dar au oarecum o, să zic așa, o bază argumentele astea. Da, în sensul că totuși a fost o deplasare lungă. Asta este clar. Nu au dormit mult în sfârșit, dar nu trebuie să fie o scuză, evident. Mă așteptam mult mai mult de la FCSB prisma jocului mai ales. Adică am înțeles, au fost câteva schimbări, a fost nevoit să fac aceste schimbări, cum am spus, datorită oboselii care s-a acumulat, deplasare, etc. Dar cei care au intrat în locul titularilor n-au fost la nivelul așteptărilor. Deci nu să nu uităm că îi așteaptă 3-4 meciuri foarte, foarte grele. Deci asta să nu devină un alibi, pentru că și vor face totuși o deplasare la Londra, vor face în Danemarca, deci nu se schimbă nimica. Deci faptul că nu reușești să câștigi totuși cu o echipă nou promovată, care eu am spus de fapt, atenție mare la Ermaistan, pentru că este o echipă foarte interesantă, un antrenor foarte bun, mă pune pe gânduri. Pentru că n-au intrat cu concentrarea și cu determinarea care trebuia să intre, pentru a câștiga meciul, pentru a câștiga duelurile 1 contra 1, pentru a realiza mult mai mult decât au realizat. E adevărat, au dat 2 goluri, altfel, în extremis acest gol, în ultimele secunde, dacă nu greșesc, ultimele minute, nemeritat. Deci, nu sunt argumente care stau în picioare, repet, și evident că Mr. Dică trebuie să are mult de muncă și trebuie să-i dea de gândit anumite lucruri, dar vom vedea. Vor veni 3-4 meciuri foarte, foarte grele. Aici rămâne de văzut cum vor aborda ei, cum mai vor ales rezista că ritmul ei. Care ziceai, Conference League campionat, se va păstra de acum 2 luni de zile. Da, exact. Mai ales că se comprimă faza grupelor, da, și se termină în loc de 10-11 decembrie, cum se termina de regulă, ultima etapă e pe 3 noiembrie. Adică, practic, de acum până pe 3 noiembrie se joacă doar atunci când te rupe de campionat, când FCSB are restanța cu Botoșani, nici măcar atunci n-ai două săptămâni de pauză, ca să spun așa. Da. Atunci e complicat. Pe de altă parte, am mai spus, nu poți să accesezi banii aia și să nici nu joci. Hai să vedem, la restanța aia e pusă acolo, vor juca fără jucătorii de rol național? Dacă e pusă, este anunț pe site-ul Ligii Profesionale, care e organizator. Și s-a zis, meciurile, cele 3 meciuri, că nu e doar meciul FCSB-ului, vor fi programate în weekendul 24-25 septembrie. Eu tot am crezut că e greșită data. Păi așa am crezut și da, m-am mai interesat și la cluburi. La cluburile în... Ce în fereastră internațională. Da. Nu înțeleg, dar mă rog, da. Dar pe de altă parte, să știi că în cazul CFR-ului și în cazul FCSB-ului nu prea ai când să pui. Pentru că toate la mijlocul de săptămână nu ai când să joci, pentru că fie joci altceva, intermediară cum e acum, fie alte 6 etape de Conference League, fie se întrerupe pentru echipa națională, se mai întrerupe încă o dată în noiembrie, atunci când Național are 2 meciuri amicale și practic nu prea e timp. Da, în fine. Despre meci am discutat un pic aseară, v-aș întreba despre Companio, pentru că este un jucător pe care FCSB îl prezintă nu neapărat ca mare salvator, dar totuși când dai 1,5 milioane, când îi dai un salariu de 180.000 de euro net anual, când îi dai 30.000 de euro la semnătură, mi se pare că faci o investiție având așteptări foarte, foarte mari, că nu cheltuie atâția bani ca să vină un jucător și să-l expediezi după doar 2 etape, cum se mai întâmplă cu alții care, mă rog, vin liberi de contract. Ce impresie îți lasă Companio? Da, personal îmi place jucătorul, Dane. Este un jucător care a dovedit că știe să dea goluri, este un punct de reper important pentru Craiova în atac. Este un jucător care are o poveste. Mie îmi plac poveștile acestea, faptul că vine din Liga 3, Liga 4. Vreun meci în serie din Italia? N-am văzut niciodată. Liga 3, până în Liga 3 am fost. Și să văd meciurile. Mi-aduc aminte, am văzut multe meciuri la Feral Pisalo, pentru că stăteam aproape acolo, la cu garda. Totuși, îți dai seama ce nivel, poate fiind destul de
jos, adică păi, jos, pardon, okay, de după slab. Care el se duce în San Marino. Se duce în San Marino, de aici vine... În San Marino, tu dacă te antrenezi două luni, acum, da. Eu dau scris că tu dai goluri în San Marino. Adică e un campionat amator complet. Și da. El dă atâtea goluri acolo, pe care vine în probe la o echipă de Liga a doua în România. Care da. Era nu proaspăt promovată în Liga a doua. Deci, da, pe de asta spun, Dane, este o poveste frumoasă. Într-adevăr, acum am pun și o întrebare, dacă au ajuns să vină un jucător ca el, care a avut și acest parcurs din ligile inferioare, a 4-a, 5-a, în sfârșit, a venit în România și, într-adevăr, iese în evidență, se vorbește de el, totuși, a ajuns după câțiva ani să fie plătit cu asemenea bani, suma de transfer destul de mare pentru România, e bine, înseamnă că are totuși o valoare, după părerea mea. Rămâne de văzut cât el va fi pus în valoare de echipa FCSB-ului, pentru că totuși știe să dea goluri și de fapt a dovedit-o. Da, vedem dacă, într-adevăr, să zic așa, va fi acest pariu, va fi câștigat de patron, de Mihai Stoica, de antrenor, pentru că sunt, cum ai spus tu și termin, niște cifre importante pentru România. Deci așteptările sunt enorm de mari. Andrei, pe tine te-aș întreba despre Rață. E evaluat după 100 de minute, nu că e evaluat, deja e catalogat. Ne spunea Mihai Stoica la emisiunea precedentă, patronul ne-a reproșat mie și lui Dică faptul că Rață nu e ce trebuie, omul a jucat 100 de minute. Venind direct, adică nu venind, nu știu, înainte de startul campionatului, să ai cantonament, să ai meciuri amicale. Direct, în plin campionat, 100 de minute jucate, pe care un meci ca titular. Și acum, practic, patronul fiind nemulțumit, e complicat să te... Și meciul ăla ca titular jucat extremă dreaptă, nu? O, aseară. Aseară, da. Aseară, nu? Da. Parcă era pe undeva, da, jucaș da, dreapta pe acolo, da. pe unde era nevoie să fie pus. Eu m-am jucat fie închizător, fie 8. Jucaș central sau, mă rog, în stilul voluntariului de apărare contra atac, era al treilea mijlocaș cel mai apropiat de vârful de atac. Bine, nu trebuie compătimit, eu l-am auzit și când am venit la conferința de prezentare, că a fost întrebat explicit de criticilor, nu mi-e frică de Becali, Becali ce poate să fac, adică și-a asumat și pare un băiat cu capul pe umeri, așa, care știa unde vine. Dar noi discutăm. Adică da. Faptul că se întâmplă lucrul ăsta și știm că se întâmplă, nu înseamnă că nu trebuie să le mai discutăm. Și parcă totuși ne minunăm de fiecare dată în modul în care nu Becali... Sunt, nu fac parte în categoria breaking news. Nu. Adică e o întâmplare așteptată, cu atât mai mult cu cât nu este un jucător dorit de domnul Becali sau adus la echipă de domnul Becali. Și atunci... experiența anilor anterior ne face să spunem că da, eu mă așteptam la așa ceva, pentru că am văzut mulți jucători care n-au venit la doriți de el, ci la recomandarea oamenilor din staff și care au avut viață grea dacă n-au reușit să dea vreo 3 goluri în primele 45 de minute. O mare problemă pentru Rață în momentul ăsta este că singurele echipe la care poate juca până la finalul sezonului sunt FCSB și voluntari. Deci în altă parte nu. Da, o parcurs ciudat, în sfârșit, se întâmplă. Asta e avantajul voluntarului. Da, este avantajul voluntarului, exact, da. Exact, în cazul ăsta, da. Bine, acum nu știu ce se întâmplă cu banii. Au fost vreo 300 și ceva de mii. Sunt mulți bani, da. Da, la mijloc. Adică dacă o pui pe voluntari acum să aleagă, uite, primește-l înapoi pe Rață, dar dă-mi banii înapoi. Nu știu dacă ar fi de acord. Nu cred. Da, în fine. Bun, spunem și despre CFR Faru. Spuneam că principalele candidate în lupta pentru titlu au avut rezultate diferite în această etapă. CFR a pierdut de o manieră categorică, efectiv, meciul cu Faru, deși a început această partidă de la 1-0. Vedem și imagini, este golul lui marcat de Malele în startul partidei. Nu știu ce surprinde mai mult la CFR. Faptul că pierde și ia 3 goluri sau faptul că este realmente incapabilă să producă fotbal și să reacționeze pe parcursul serpizii secunde? Amândouă lucrurile. Faptul că a pierdut, da, amândouă lucruri. Amândouă, ce ai spus tu, constatările astea care le-ai spus, da. Într-adevăr, problema mea, trebuie să fie foarte atentă CFR-ul la campionat, pentru că, la campionat, la această perioadă care, de problema mea, va fi foarte grea pentru ei, pentru că au început să ia foarte multe goluri. E foarte preocupant. Am vorbit deja aici, nu, Andrei, Dan, în studiourile noastre de atâtea ori. Era o echipă extraordinar de bine organizată defensiv, ermetică, era, nu luai gol ușor și câștigau ei 1-0, 2-1, 2-0. Ei bine, lucrurile au luat-o așa, o, să zic așa, o,
sunt într-o fază foarte dificilă, după părerea mea, și preocupant, repet, că iau foarte multe goluri. E adevărat, și aici asistăm la fel la o echipă, am înseamnă, la schimbări multe. Au fost foarte 10. Multe schimbări. Doar foarte multe. Schimbă, da. Foarte multe. Nu vreau să critic, nu vreau să... Dar mi se pare exagerat de multe și are simțit foarte mult, după părerea mea, echipa în acest meci. Mai ales că jucai împotriva unei echipe totuși tehnice, o echipă totuși bună, care joacă un fotbal ofensiv și care, iată, și-au la acele ocazii pe care le-au avut, le-au transformat în gol aproape fără probleme. Deci, nu știu, va fi foarte greu pentru CFR. Nu o văd o candidată la titlu anul acesta. Nu? Chiar nu o văd. Ceva îmi spune că va fi un an foarte complicat pentru Dan, după părerea mea. Dar vom vedea. Da, cert că arată rău echipa. Și a avut foarte multe meciuri. Acum că stăm repede să ne gândim, nu știu că găsim două partide în care să spunem, bă, ce bine arată CFR-ul în sezonul ăsta. Da, exact. Nu găsim. Da, și discutăm, cred că ar trebui discutat în primul rând de latura fizică. Pentru că CFR-ul a jucat bine, a avut meciuri în care a jucat bine 30 de minute, primele 30 de minute. Dar în marea majoritate a meciului, CFR a suferit în final de partidă. Mi-amintesc că, în primul rând, că sunt patru meciuri, cum spuneam și alaltă, patru meciuri în care nu și-au atins obiectivul, deși au condus. Unul în Supercupă, două în campionat, când au condus cu 1-0 și au pierdut, 2-1 sau 3-1, și meciul cu Pionica Revan, returul, în care, per total manș, au avut 1-0 și 2-1. Au primit goluri în finaluri de repriză. Golul marcat de Cvek cu Maribor e mai degrabă excepție decât regulă. Și atunci e depus o întrebare. E chestie psihică sau e chestie fizică? Echipa asta joacă 30 de minute, dă un gol, după care pe de o parte se retrage. De ce se retrage? Că nu mai poate alerga? Mi-e greu să cred că după 30 de minute nu mai poți alerga. Sau ai un disconfort psihic, mental, și ți-e frică, a început să-ți fie frică de victorie. Și să încerci să conservi, ți-a intrat în cap că tu ești echipa aia care câștigi cu 1-0. Vezi că anul trecut ai câștigat cu 1-0 niște jocuri în care ai avut o șansă mare că adversarul nu ți-a dat gol la vreo 3-4 ocazii. Și ai zis că ăla e, italienește, faci Catenaccio, Herrera și așa mai departe. Ajunge să, dacă adversarul are 3-4 ocazii în fiecare meci și nu le marchează, se va întâmpla să le marcheze. Dacă, ok, la poarta mea nu se întâmplă nimic pentru că eu am pus bariera la 40 de metri și nu trece, atunci da, poți să accepti. E un subiect, poate pe devreme, Luis Munteanu, pentru că îi vedem reușitele din meciul de ieri, primul gol absolut fabulos, și al doilea cu acel dribling frumos. Aici e de discutat următorul lucru, Florin. Și avem inclusiv în acest mercato o mulțime de exemple că jucătorul român, practic, cum se duce undeva, cum cedează imediat. Gen, Mihăilă, adică ne-am entuziasmat de tare, s-a zis Atalanta, s-a întors. Cicâldeu Măruțan, se duc la Galatasaray, cum? Nu e în Occident, dar e un club mare din Turcia, eșuează amândoi. Unul ajunge în Serie B, unul se duce în Emirate. Absolut șocant, eu când am văzut știrea cu Cicâldeu. Da, în Emirate s-a văzut. Ducându-se în Emirate. Luis Munteanu, bine, foarte tânăr el. Se duce la Fiorentina Primavera, joacă în primul an, dă multe goluri, după care nu prea mai joacă, după care e ajuns să fie dat înapoi în România. Da. Și exemplele sunt multe de genul ăsta. Pușcaș, părea că rupe norii, practic nu mai ai de unde să-l iei. Da. Nu avem în momentul ăsta România, cred că este singura țară din fotbalul care contează cât de cât, și aici includ chiar și Georgia, că l-am văzut pe Georgianul ăla la Napoli. Mă uitam astăzi, a cumpărat Wolfsburg un jucător de la Lech Poznań în această vară cu 10 milioane, Kaminski, dacă nu mă înșel, a fost titular în debutul în Bundesliga. România nu are nici măcar un jucător la nivel de top 5 campionate în prima ligă. Da. Ba da, cum? Are și Lier. Cine? Are și Lier. Da, dar... A fost titular în primele... Ok, bun. Bun, hai să trecem pe Are și Lier. Da, mi se pare... Ar trebui să mai așteptăm un pic. Hai să mai așteptăm un pic, da. Da, Dane, care ar fi explicația? Într-adevăr, nu reușim să ne... Adică asta e regula? E regula, din păcate, trebuie să o acceptăm. Asta e realitatea.
Nu știu ce să zic nicio ori, într-adevăr suntem așa de slabi, sau pentru campionatele acestea puternice, clar, pentru că, să zic așa, noi am avut jucători, adică jucătorii au avut posibilitatea de a juca în campionate. Da, pentru că au fost luați, dar mulți dintre ei. Aici e greu de spus ce se întâmplă la nivel, la nivel de adaptare, la nivel de psihic, la nivel de, eu știu, de metode de antrenament. Evident că jucătorul român nu reușește să treacă peste aceste, să zic, probleme și să se adapteze cât mai repede din toate punctele de vedere pentru a convinge într-adevăr antrenorii respectivi de a deveni titulari și de a fi jucători de bază al echipelor din Italia, din Spania, din Germania sau Anglia. Din păcate este realitatea, o acceptăm. Nu știu, mai avem ceva în Liga a doua, în Italia, care totuși, până la urmă, e drăgușin și hai, sunt mai mulți. Dar așa avem și avem... prin seria, că, mă rog, este Răzvan Marin la Empoli, mai e Ionuz Radu, Chiricheș, dar... Dar tu vorbești de jucători de top. Într-adevăr, nu avem. Jucători care au fost luați de niște echipe, uite, l-am uitat pe Răzvan Marin. Bine, până și... la Ajax, da, un club mare de tot. Da, n-a reușit să se împună. Efectiv, a ieșuat la Ajax. Că joacă el acum în seria, asta e altceva. Multe exemple. Și totuși nu poate fi întâmplător. Mă duce Georgianu ăla la Napoli și în prima etapă dă două goluri. Adică totuși... Are deja patru goluri, trei sau patru. Asta spun, mi se pare că totuși orice țară poate să producă măcar un fotbalist, maghiarul ăsta care e la Leipzig, cum îl cheamă, că îmi scapă acum. Da, da, la Leipzig. Nu, Soboslai. Bine, este de mult el, de mult, de câți bani buni. Asta spun, adică fiecare țară, că nu mă duc la țări din astea, Olanda, Belgia, care au super jucători aici, lângă noi. Nici măcar Serbia și Croația îi las, că ei sunt la alt nivel. Polonia, Ungaria. Da, poate putem Bulgaria să fie în situația noastră. Și exact, Bulgaria. Am mai vorbit. Da, dar cred că-s mai rocană. Da, cred că-s mai... Pe asta spun. Bulgaria mai puțin, țară... Mai puțin jucători bulgari în echipe, da, exact. Că îl vedeam pe Luis Munteanu, adică tu nu reușești să te impui acolo, să rămâi, că dacă te impuneai nu te dădeau aia. Vii România și la al doilea meci, cred că l-am mai introdus, tu reușești o dublă împotriva campioanei. Agățându-te de 30 de minute sau cât a jucat, cât da, l-a băgat Hagi. Da, deci și sunt multe cazuri de jucători care vin neapărat românii la noi în campionat și mi-a cuminte tău goluri. Bertrand ăsta, cum îl cheamă, de la FC Argeș. Primul meci dublă. Și a dublat numărul de goluri din carieră. Da. Foarte mulți sunt. Da, e adevărat. Eu cred că sunt probleme serioase pe care ar trebui să le conștientizeze cei din zona tehnică. În ceea ce privește creșterea copiilor în România și, mă rog, și până la urmă și a adulților. Pentru că nouă ni se pare că selectăm și pregătim jucătorii într-o anume manieră care nu mai are nicio legătură cu ce se selectează și ce se cere afară și cum se pregătesc afară. Am vorbit ieri sau alaltăieri aici despre faptul că vin jucătorii mult mai bine din punct de vedere fizic. Da? Păi spunea Hagi chestia asta. Și încă o dată pun întrebarea asta. De ce nu suntem în stare noi să-i pregătim fizic? Ce n-avem? Ce ne lipsește? Păi poate nu avem cunoștințe, poate nu avem încredere în cărți și în studii și în cercetări și în specialiști și credem că le știm noi pe toate și noi nu știm mai nimic, de fapt. Da. Da, au trecut 30 de ani pentru că sunt tot mai mulți specialiști în jurul nostru care ne povestesc, lasă-mă, nu-mi spune tu mie astea, ce fac ăștia pe acolo, că eu când eram acum 100 de ani făceam antrenament pe munți și făceam tata, între timp se dă telegrama cu mail-ul, nu se mai dă cu porumbelul. Între timp avem telefoane mobile, nu mai dăm cu rotiță, nu mai formăm, adică s-au schimbat lucrurile atât de mult, încât dacă noi nu suntem în stare să ne adaptăm, vom rămâne să ne întrebăm de ce nu performăm în zona. Da. Și astea sunt aspecte de ordin fizic, să zicem. Dar sunt aspectele de ordin social, care sunt extrem de importante și iarăși nu se conștientizează, iarăși se merge pe ideea că la ce folosește școala. Școala s-ar putea să-ți folosească ca să înveți bine o limbă străină, măcar atât. Pentru că în momentul în care te duci și faci pasul la o echipă în străinătate,
tu acolo trebuie să nu faci febră musculară, și așa stai rău fizic. Începi să faci febră musculară la mâini. Că încerci să te înțelegi cu oamenii aia. Dacă nu te poți înțelege verbal, nu te poți integra. Neintegrându-te, nu poți să faci parte dintr-un grup. Și ajungi ușor, ușor, singur, până vei într-un colț de vestiar, nu mai vorbește cu tine nimeni, pentru că e greu să se înțeleagă. Nu are lumea timp să stea să vadă că tu nu vorbești nicio limbă străină. Și ușor, ușor, să-ți fii din ce în ce mai singur și să-ți dorești să te întorci acasă. Da, clar. Da, asta e. Se întâmplă. Sau cedezi și pleci în altă parte, la un nivel mai scăzut. Exact. În momentul în care ajungi, cum s-a întâmplat cu toți cei pe care am enumerat. Sepsi Rapid, o să vorbim și despre acest meci, termina cu victoria Rapidului. Rapid care leagă succese, cumva profită de toți pașii ăștia greșiți făcuți de echipele din Europa. Se instalează pe primul loc împreună cu Faru și evident că acest parcurs, dacă va continua, va putea să trezească la Rapid tentația că poți să iei titlul. Că așa s-au născut. Cred că trezită deja. Trezită deja, asta e și impresia mea. Nu vor să o recunoască. Da. Am mai spus eu că domnul Mircea Lucescu, când a venit în 99, exact tactica asta a abordat-o până înainte de ultima etapă. Păi și pe la ori zice la fel, dar mă rog, acolo măcar ziceai că e o echipă mică. La Rapid, cu suporteri, cu așa, nu, noi niciodată titlul. Dar abia construim echipa și era, dacă nu era Ganea la Craiova, la meciul ăla de 2-2, era titlul luat. Bine, dar acum întrebarea e, la cum se exprimă Rapid, ce senzație îți lasă, ce jucători are, ce lot are, cum l-ai simțit pe Mutu, ți se pare că e o echipă de luat în calcul? Pentru că sezonul e lung de aici înainte, adică mai sunt câte, 23 și cu 10, 33 de etape, practic un campionat întreg pe stil vechi, cu 18 echipe. Eu cred că da, că trebuie luat în calcul, pentru că sunt foarte multe elemente care pot concura la așa ceva. Adică este un acționariat puternic, un acționariat care gândește business. Da. În același timp este un antrenor pe bancă, un om care toată viața lui a vrut să fie numărul 1 și mi-ar fi greu să cred acum că se acceptă poziția 2 sau 3. Apoi este un stadion nou, pe care se joacă cu casa închisă și bănuiala mea este că până la sfârșitul sezonului lucrurile vor sta așa. Și avem un lot de jucători acolo la Rapid cu multă experiență. Niște băieți hârșiți pe multe bătălii. Niște oameni care au luat titlul la viața lor. Și Săpunaru, Junior Moraes, Dragoș Grigore, numai cei care îmi vin repede în cap. Ioniță, vreo două a luat și Costache, cred că și Kite a luat în Estonia, dacă nu mă înșel, titlul. Da, cred că Să strâng ca mulți care știu cum e să iei titlul. Adică nu fac la Craiova, la universitatea pe care am văzut-o în seara asta, cred că cu excepția lui Crețu, care a câștigat până în Slovenia, nu cred, sau poate PAP cu FCSB, nu mai știu, dar cred că a luat și PAP cu FCSB. Nu știu Nistor dacă a fost, da bine, Nistor Găman cu la Găman cu Astra, da? Pe urmă, puțin, nu prea. Puțin, exemple, da, da. Nu prea. Am avut un gol spectaculos, real, nu spectaculos, un gol absolut fabulos marcat în acest meci de Ioniță. Și spuneam că a fost o etapă cu foarte multe goluri și aș vrea să facem discuția care gol a fost cel mai frumos și începem cu această reușită a lui Ioniță. Și faza e frumoasă, așezarea lui Costache, dar finalizarea asta este de mare jucător. Cum ți se pare, Florin? Da, da, am spus, Dan, este foarte frumoasă, este o acțiune de gol foarte simplă. Îmi place mie mingea la firul ierbii, acest triunghi frumos, redublat, ce redublează acolo și, într-adevăr, execuția foarte frumoasă cu stângul, un pic ca la Messi, aș spune, pe colțul lung. Poate portarul putea să facă mai mult, dar oricum golul este superb. Superb, da. Următorul gol pe care îl analizăm acest top, Garita de la FC Argeș. Astfel de goluri vedem foarte rar și în marile campionate. Ok, poate putem discuta și despre portar, că ar fi putut să facă mai mult, dar parcă în primul rând e apreciată execuția asta lui Garita. Da.
Foarte, foarte, foarte frumos. Bine, apărătorul respinge unde nu trebuia să respingă în sfârșit. Frumos acest gest, zic, această execuție, pardon. Nu știu dacă putea să facă mult dane, dar, într-adevăr, foarte frumos. Frumos, Goru, dacă l-am fi văzut în Spania. Bun, Luis Munteanu, l-am văzut și ceva mai devreme, prima lui reușită în meciul din Gruia cu CFR. Aici, că comentat noi Andrei aseară, foarte grea și preluarea. Da. Dar și execuția, pentru că e departe, adică de la linia de 16 să dai gol acolo, portarul stă bine. Da, dar din preluarea aia așa i-a venit exact sărit, exact cum îi trebuie ca să dea, n-a fost un șut cu efect, adică a fost cu șiret plin, dar din preluare, i-a sărit mingea și a pus-o din preluare exact ca să-i vii. Da. Daua, vedem și reușita lui. Recunoștea și el aseară după meci că a fost norocoasă și că practic a dat în așa fel încât exact cât trebuie să levite pe portar, pe Muțiu. Da, e. Da, nu știu ce făcea în sfârșit, dar portarul era foarte mult ieșit, nu este nici înalt, deci nu l-a ajutat nici brațele, brațul drept de fapt, dar ce mai contează, într-adevăr, a fost un fel de semi-foarfec, nu știu cum, un fel de semi-voleu, nu știu. E ciudată execuția, dar e eficientă pentru că dă gol, iată, dar da, ia să vedem acum. Deci un minge liftat un pic, nu știu ce făcea. Iată, și a venit pe el, practic. Da. Este, mi se pare că putea fi evitat. Un gest de jucător foarte tehnic, așa. Da, jucător de tenis cu piciorul. Da, exact, de tenis cu piciorul. Și avem exact și faza, dar și golul marcat de Butean. Golul de 1-0 meciul de aseară, plecat de la eroarea asta lui Daua, care încearcă să iasă într-un mod total haotic din defensivă. Bine, acum vrei să spun ceva, că da, e adevărat că el e un fundaș central care vrea să iasă de acolo, dar hai să vedem că sunt 3 contra 5, da, adevărat, asta. În zona oricum defensivă și nu, ok, îți face un coleg o greșeală, ca în cazul ăsta, da, vii și dacă sunt 3-4 contra 6, deja ar trebui să strângi mult mai bine linie și aici... Finalizarea foarte bună lui Butean, pentru că șutul este... E un pic similar al... Am încercat să mă uit să văd dacă Târnovan are vreo vină. Nu cred că putea să facă ceva foarte greu asta. E un pic asemănătoare, e adevărat, șutul e diferit, cu acțiunea lui Rapidului. Această minge redublează... Scoasă, da. Dar... Bun, și acum topul vostru. Antinele. Florin. Poftim? A, topul. Primei 3, spune, că noi am ales 5 goluri. Da. Nu, mi-a plăcut golul. Primul gol este... celui de la FC Argeș, nu mi-aduc aminte. Da. Golul 2 al lui Ioniță. Și golul 3 al lui Dava. Dava? Da. Da. Cam asta ar fi clasamentul. Okay, Andrei? Da. La mine pe primul loc e Luis Munteanu. Pentru că mi se pare că e toată faza preluarea și nu e gol de portar sub nicio formă. Golul 2 al lui Butean, iarăși la care portarul nu cred că a avut foarte multe de făcut, și apoi golul 3 este execuția și faza și toată a lui Ioniță. A lui Ioniță. Am înțeles. Interesant. Voi ați prins toate golurile. Asta ce înseamnă percepție despre fotbal și despre frumusețea unei faze. Bun, discutăm și despre UTA FCU Craiova. Câștigă, sunt multe lucruri aici de comentat din perspectiva celor doi antrenori, pentru că erau amândoi sub presiune, dar parcă mai mare presiune era pe Păinaru înaintea acestui meci. E, acum se intensifică presiunea și pe Croitoru. El primește semnale puternice din partea patronului, că e susținut, am văzut chiar și astăzi o părere a lui Michitel, în care spunea să joacă multă țurcă în Liga 1, dar fotbalul trebuie să învingă și va învinge până la urmă. Pare o susținere cum un alt antrenor n-a mai avut în România, indiferent de echipa pe la care a fost și care producea fotbal. Acum să vedem cât îl ține și pe Michitelu. Ce impresie ai aici, Andrei? Sau cum crezi că vor decurge lucrurile? Acolo răbdarea are picioare foarte scurte în zona aceea de țară și în special în clubul domnului Mititelu. Pe de altă parte,
Recunosc că astăzi mă uitam pe niște date referitoare la situația din Liga 1 după 7 etape, mă rog, în general așa, ale ocaziilor echipelor în meciuri. Și ocaziile produse. Ocazii produse create versus ocazii adversari în același meci. Sunt niște indicatori pe care Instatul îi are și pe care eu îi analizez așa din 5-5-5 etape. Ei bine, pe acei indicatori, Craiova este pe locul 3 într-un clasament virtual al punctelor obținute dacă ocaziile de gol se transformau între echipe. Adică, cu alte cuvinte, Craiova are, lui Mititelu, are mult mai puține puncte decât ar fi meritat după jocul prestat. Este pe locul 3 într-un astfel de clasament și pe primele două locuri sunt Universitatea Cluj și Sepsi. Asta, Universitatea Cluj, Sepsi și Craiova lui Mititelu sunt cele trei echipe care au produs cel mai bun fotbal, dar au obținut cele mai puține puncte. Sau, cu alte cuvinte, n-au știut să transforme în gol ceea ce au produs. Exact, exact. Iar la polul opus se află, evident, ceea ce am văzut și noi, Petrolul, care din 4 goluri marcate... Petrolul n-a mai luat gol de 5 meciuri. Exact. E, și mergând de la ideea asta, plecând de la ideea asta, spune, da, Croitorul trebuie să continue. Dar, dacă se va întâmpla un meci prost, încă un meci prost, să spunem, cu rezultat prost, atunci mi-e teamă că, indiferent de declarațiile domnului Mititelu, se cam schimbă treaba pe acolo. În general, cam așa se judecă în fotbal, până la urmă. Antrenorul e judecat de rezultate. Ok, e bine că echipa joacă. Deci tu ca patron, bă, nu poate la nesfârșit echipa mea, dacă joacă bine, să piardă meciuri. Dar dacă chiar le pierde, la un moment te gândești, ce fac? Da, Dane. Da, eu am mai spus aici, într-adevăr, este o echipă care joacă un fotbal foarte frumos, cum spun eu. De altfel, am văzut în aceste săptămâni. Dar acum vine o frază în minte, fraza unui Andrei știe și o să o zic în italiană, pentru că e foarte frumoasă, e foarte ușor și de tradus, a lui Boniperti. Vincere nu e importante, mai e l'unica cosa che conta. Adică, să rezumăm la faptul că, ok, jucăm bine, dar până la urmă ce important e să câștigi meciurile și să-ți atingi obiectivele prin victorii, pentru că ce contează sunt victoriile. Deci, aici, eu sunt un susținător al lui Croitorul, mi-e place foarte mult, de l-am și spus, și evident că acum cred că ar fi bine să joace mai puțin frumos și să câștige câteva meciuri ca să urce în clasament, în sfârșit, să pună presiune celorlalte rivale și, evident, la presiunea acestui patron, pentru că este foarte exigent. Aici va fi foarte interesant cum va reacționa și Croitorul. Pentru că eu cred că el este pentru prima dată în cariera de antrenor în fața unei astfel de dileme. Da. Pentru că există tentația să spui, bă, ce fac, merg cu filozofia mea din moment ce nu câștig meciuri și mi-asum să pierd pe mâna mea dacă nu, sau... Sau ce aminte Rădoi când a venit la echipa națională că avea un stil. Da. Spre finalul mandatului parcă nu mai era același stil. Adică a judecat cu un pic mai realist. E adevărat, dacă îl întreb pe el, nu o să recunosc. Să spune că juca la fel. La fel. Că echipa înțelesese principiile de joc și de-aia, din acel motiv, erau rezultatele alea. Depinde de cât de mult ții la principiile tale, indiferent de adversar. Pentru că, la un moment dat, asta mi se pare și mie o prostie. Uite, de exemplu, alt antrenor de care vorbeam, Poenaru, a intrat cu Clinceniu în Liga 1 și în Liga 2 la Clinceni, a dezvoltat un fotbal frumos. Eu, fiind la două sate de Clinceni de acolo, mă duceam la meciuri, la Divizia B și îmi plăcea ce vedeam. Adică era un fotbal bazat pe posesie foarte frumos. A venit cu el în Liga 1. N-a luat niciun punct câteva etape la început și a zis stop. A schimbat chiar și fondul de jucători. Adică le-a dat drumul să plece celor care făceau până Divizia B, Liga 2, tiki-taka, și au adus niște jucători pentru un joc mai reactiv, un joc de apărare contra-atac, pentru faze fixe și așa mai departe. Și a avut câștig de cauză, pentru că nu a retrogradat, ba mai mult a ajuns în sezonul următor în play-off. Da, așa e. E,
Atunci eu am spus, da, este un băiat deștept dacă înțelege să facă lucrurile astea. Însă sunt și antrenori care țin atât de mult la principiile lor, încât care indiferent dacă joacă un meci cu, eu știu, gaz metan în ultimul stadiu de boală sau joacă împotriva lui Manchester City, ei joacă la fel. Și atunci să miră de ce... Da. Bun, în final de emisiune vreau să vedem trei faze din perspectiva arbitrajului de la Voluntari cu Cluj, pentru că a fost un meci despre care s-a comentat foarte mult, că deși Liga 1 are susținerea arbitrajului video, aici nu s-a intervenit așa cum ar fi trebuit. E, aici, în minutul 34, un posibil penalti pentru oaspeți. Cum vi se pare faza? Foarte simplu, da, este 11 metri mai clar decât îl se vede de pe lună. Da, asta e și impresia. Deci, n-am nevoie de VAR. Nu știu, deci practic da, jucătorul... Dacă nu e VAR, ok, l-a pus pe arbitru, zic, n-a văzut, a închis ochii. Să ai și VAR la bazada și să nu dai penalti. Da, cum poate fi explicat așa ceva? Și dai penalti pentru Hens aseară, la CFR cu farul, la mâna aia care... am auzit explicația și lui Marius Avram, foarte logică, exact ce spuneai și tu ieri, Andrei, că nu trebuia indicat. Și aici nu se dă. Domnul Varvatos, unde sunteți? Uitați-vă la emisiune, pe bune. Da, scuzați-mă pentru acest mic. E greu să găsești o explicație după ce vezi imaginea. Sunt 10 metri, mingea nu este deviată de nimeni, brațul jucătorului este în apărare, este depărtat de corp. Dacă mă uit mai bine, cred că îl și duce către minge. Da, absolut. Era descrierea aceea când nu exista VAR și când încercam să explicăm oamenilor când, că la Hens trebuie să care fie intenție. Care diferența între nu e penalti și e penalti, exact. Chiar dacă mingea atinge mâna. Și spuneam când e intenție. Când mâna lovește mingea, nu mingea lovește mâna. Și cum se poate detecta asta? Dacă vezi un pic de mișcare a mâinii către minge. Așa mi se pare și mie aici. Este pe care o văd și șut spre poartă, este și penalti și galben, nu știu, este o fază... Am impresia că sunt blocați arbitrii. Mi se pare prea dar blocat. Dar n-a fost atent, s-a dus să vadă? Nu. Unde? Ce să te uite? Și cine a fost în camera VAR? Uite că nu mai știu acum pe de rost cine, nu mi-aduc aminte, dar... Bun, al doilea moment în acest meci, un posibil penalti pentru Voluntari, minutul 58. Nemescu, Romario Pires. Nu, aici ambii jucători sunt cu mâinile unul exact. Pe celălalt. Nemeț, uite, în momentul ăsta poți să consider că a vrut el primul să-l dea la o parte pe Pires. După care își dă seama că nu poate să ajungă la mine. Sunt într-un dans lento, amândoi. Și la comedia de l'arte mai departe. Și uite așa, este o... Și mai avem un posibil cartonaj roșu pentru Romano. Pe asta e o fază interesantă, minutul 68. Aici e foarte interesant pentru că el este chemat la VAR ca să se vadă că e posibil roșu. Da. Se duce, se întoarce și îi dă galben. Că aici e discutat, ok, VAR-ul nu e pentru a acorda un cartonaș galben. Atunci e corectă decizia lui? Deci cred că e corect, că el spune nu e de roșu, dar e de galben. Cred că da. Da. Cred că nu știu dacă protocolul permite, cred că permite. Dar oricum e în spiritul jocului. Pentru că dacă vezi o chestie de cartonaș galben, n-ai cum să închizi ochii să-ți pășteam pe care nu mă lasă. Vi se pare că e de roșu, Florin? Nu. Așa mi se pare și mie. Nu mi se pare de roșu. La un moment dat, e adevărat, îl atinge un pic, dar vezi, se oprește la timp și nu-l lovește foarte dur, nu-i face rău, Nu, e corect. E foarte riscantă. Foarte riscantă. Dar își dă seama timp și practic își trage piciorul și cred că e corect. Își dă seama că nu atinge mingea, pentru că el încearcă să dea în minge, dar dă peste minge. Nu... Da, și exact. Pe urmă îi cade piciorul cumva pe... E periculos, pentru că i-a flambat puțin piciorul lui Costin sau cine e acolo. Da. Dar nu e de roșu. Nu e.